Și este presiune uriașă în coaliția de guvernare din cauza rotativei guvernamentale, asta după ce PSD a anunțat că vrea să amâne mișcarea până când se rezolvă problemele profesorilor și cele legate de pensiile speciale. Pentru acestea, din urmă, termenul este finalul lunii iunie. În replică, surse liberale susțin că premierul în exercițiu, Nicolae Ciucă, urmează să demisioneze vinerea aceasta, așa cum s-a stabilit inițial. Toate aceste jocuri de culise pot arunca țara în aer pe fondul unui context nu tocmai favorabil. Și mergem chiar acum la colega noastră, Xenia Croitoru, care are toate informațiile. Xenia, bună seara! Așadar, după multe săptămâni de negocieri, iată, am ajuns din nou într-un blocaj. Bun găsit tuturor, într-adevăr din nou într-o criză politică în acest moment, pentru că după ce în urmă cu câteva zile am văzut că nu au ajuns la un consens cei din cadrul coaliției de guvernare, în weekend a apărut informația, cel puțin din partea socialdemocraților, în care ar trebui încheiate cumva aceste negocieri până la momentul în care vor fi stabilite proiectele de lege privind reglementarea pensiilor speciale, reforma pensiilor speciale, proiecte pe care știm s-au certat cei din coaliție în ultima vreme și nu au reușit să ajungă la un consens, motiv pentru care spuneau socialdemocrații că ar trebui rezolvată această problemă, înghețate discuțiile privind rotația guvernamentală și mai apoi reluate în momentul în care se va rezolva reforma pensiilor speciale. Însă, surse politice susțin că liberalii și-ar dori să respecte acel acord din cadrul coaliției și anume ca la finalul acestei săptămâni, actualul premier în funcție, Nicolae Ciucă, să își dea demisia și să se producă acea rotație guvernamentală. Ba mai mult de atât, liberalii nici nu ar mai vrea să negocieze în niciun fel schimbul de ministere. Spun surse politice că PNL nu renunță la Ministerul Transporturilor, un minister despre care în urmă cu câteva zile se vehicula că va rămâne în continuare la Partidul Social Democrat, însă liberalii nu mai vor să negocieze în niciun fel în acest moment acordul și vor ca acest acord să fie respectat și demisia premierului să se producă la termen, ba mai mult de atât, inclusiv președintele Iohannis ar fi de acord cu astfel de variantă și și-a exprimat această opinie de câteva ori în spațiul public. Așteptăm să vedem cum vor decurge negocierile și dacă, într-adevăr, la finalul acestei săptămâni, actualul premier își va da demisia și vor produce această procedură a rotației guvernamentale.